Bună ziua! Astăzi vom învăța despre șiruri de numere. Să recapitulăm! Cum se prelucrează un șir de numere care se termină cu valoarea 0? Se citește prima valoare din șir. Cât timp nu s-a citit valoarea 0, se prelucrează valoarea citită și se citește o nouă valoare din șir. Ca variantă alternativă, se execută. Se citește o valoare din șir, se prelucrează valoarea citită, cât timp nu s-a citit valoarea 0. Aplicația 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un șir de numere întregi de maxim 9 cifre, care se termină cu valoarea 0, și verifică dacă în șir numerele sunt în ordine crescătoare. Programul afișează pe ecran un mesaj corespunzător. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură numere până la întâlnirea valorii 0. Ca date de ieșire, pe ecran se va afișa mesajul da dacă numerele din șir sunt ordonate crescător sau nu altfel. Exemple. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, 4, 5, 7, 8, 0, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, 4, minus 5, 7, 8, 0, pe ecran se va afișa mesajul nu. Pentru implementare se vor folosi variabilele. OK, care va avea două valori, true, dacă numerele din șir sunt în ordine crescătoare, și false, dacă există cel puțin o pereche de numere de pe poziții consecutive care nu sunt în ordine crescătoare. Val 1, care va avea ca valoare numărul curent din șir, val 2, care va avea ca valoare numărul din șir de pe poziția următoare față de numărul curent. Se inițializează variabila OK. Se citește numărul curent din șir. Se execută. Se citește următorul număr din șir. Se verifică dacă cele două valori citite sunt în ordine crescătoare. Se reactualizează valoarea variabilei val 1. Cât timp nu s-a citit valoarea 0? În funcție de valoarea variabilei OK, se afișează pe ecran mesajul corespunzător. Se declară variabilele. Se inițializează variabila OK. Se citește prima valoare din șir. Se citește valoarea următoare. Dacă perechea de numere curentă nu este în ordine crescătoare și ultima valoare a perechii este diferită de 0, atunci se schimbă valoarea variabilei OK. Se reactualizează valoarea variabilei val 1. Se repetă cât timp valoarea citită este diferită de 0. În funcție de valoarea variabilei OK, se afișează pe ecran mesajul corespunzător.
Aplicația 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un șir de numere ordonate crescător, naturale de maxim 9 cifre care se termină cu valoarea 0 și verifică dacă în șir diferența dintre oricare două numere de pe poziții alăturate este aceeași. Programul afișează pe ecran un mesaj corespunzător. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură numere până la întâlnirea valorii 0. Ca date de ieșire, pe ecran se va afișa mesajul da, dacă diferența dintre oricare două numere de pe poziții alăturate este aceeași și nu în caz contrar. Ca exemple, dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, 6, 10, 14, 18, 0, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 5, 7, 5, 3, 5, 0, pe ecran se va afișa mesajul nu. Pentru implementare se vor folosi variabilele OK, care va avea două valori. Adevărat, dacă în șir diferența dintre oricare două numere de pe poziție alăturate este aceeași, și fals, altfel. Val 1, care va avea ca valoare numărul curent din șir, val 2, care va avea ca valoare numărul de pe poziția următoare față de numărul curent, D, care va avea ca valoare diferența dintre primele două numere din șir. Se inițializează variabila OK și se află valoarea variabilei D. Se citește numărul curent din șir. Se execută. Se citește următorul număr din șir. Se verifică dacă cele două valori citite sunt primele. În funcție de asta, se reactualizează valoarea variabilei D, altfel se verifică dacă diferența lor nu este egală cu valoarea variabilei D și se reactualizează valoarea variabilei OK. Cât timp nu s-a citit valoarea 0? Se afișează pe ecran mesajul corespunzător în funcție de valoarea variabilei OK. Se declară variabilele. Se inițializează variabila OK și variabila D. Se citește prima valoare din șir. Se execută. Se citește următoarea valoare din șir. Dacă valoarea citită este diferită de 0, dacă sunt primele două valori citite din șir, atunci se reactualizează valoarea variabilei D. Altfel, dacă cele două valori nu respectă condiția impusă de problemă, atunci se reactualizează valoarea variabilei OK. Se reactualizează valoarea variabilei val 1. Se repetă cât timp valoarea citită este diferită de 0. În funcție de valoarea variabilei OK, se afișează pe ecran mesajul corespunzător.
Încercați singuri! Felicitări! Astăzi ați învățat despre șiruri care se termină cu valoarea 0.